Un tânăr de 17 ani a ieșit la pescuit, moment în care a fost mușcat de ceea ce el crede că a fost un rechin alb lung de 5 metri. Conform știrile ProTV, imediat după ce prădătorul a lansat atacul, prietenul lui Luke a intrat în acțiune. Connor a fost cel care m-a ajutat să urc pe o stâncă și apoi m-a cărat 2 km de-a lungul stâncilor până la mașină și m-a condus la spital, a spus Luke. Îți datorez viața, aseară eram întins în pat și mă gândeam cât de norocos sunt să fiu aici. Connor a dezvăluit că și-a folosit cureaua de scufundare pe post de garou pentru a-i opri sângerarea lui Luke, care suferise 3 răni la nivelul picioarelor. El a declarat că a împușcat un pește în timp ce se afla la o adâncime de 10 metri, iar acest lucru a atras rechinul. Luca a încercat să urce repede la suprafață, însă prădătorul l-a mușcat de picioare. De pe patul de spital, tânărul a spus că știa foarte bine care sunt riscurile scufundărilor și că nu este supărat pe rechin. Este mai mult vina mea decât a rechinului, a afirmat Luke. În ciuda faptului că a fost la un pas de moarte, l-a mărturisit că își dorește să intre înapoi în apă după ce se va vindeca. La rândul său, tatălui Luke a declarat că este mândru de rezistența arătată de fiul său și de modul rapid în care a acționat Connor, relatează știrile ProTV.ro.